Bună, prieteni, și bine ați venit la canalul World History. De obicei, când te gândești la obiecte de lux, îți vin în minte obiecte cum ar fi bijuteriile, electronice de ultimă generație sau mâncări exotice. Când vine vorba despre lichide scumpe, probabil te gândești la benzină și motorină, în niciun caz la cerneală. Dar ai idee cât costă un litru de cerneală? Vei fi surprins. În continuare îți voi prezenta o listă cu cele mai scumpe lichide din lume. Sângele uman este mai scump decât ți-ai fi putut imagina. În plus, costul diferă în funcție de grupa sanguină. Pentru grupele de sânge foarte rare, prețul crește până la sume exorbitante. Unul dintre motivele pentru care este atât de scump este faptul că trebuie ținut în condiții speciale pentru a rămâne proaspăt. AGH-ul este un lichid care se găsește în sistemul nervos, dar este vândut și ilegal sub formă de drog, fiind numit ecstasy lichid. Teoretic, asta înseamnă că avem în permanență ecstasy în sistemul nervos? Din anumite motive suspecte, tușul negru pentru încărcarea cartușelor de imprimantă este mult mai scump decât cel color. Litru pentru astfel de tuș ajunge la $715. Mie îmi sună mai mult o strategie de marketing. Poate consider că mercurul nu are ce căuta în această listă pentru că este un metal, însă mai gândește-te. Mercurul este singurul metal care devine lichid la temperatura camerei. Era utilizat pe scară largă în medicină înainte să descopere că are un efect mortal. Dacă insulina este un hormon natural produs de către pancreas, atunci de ce este atât de scumpă? Oamenii care suferă de diabet nu mai produc suficientă insulină, așa că au nevoie de un mic ajutor. Insulina sintetică este mult mai ieftină, deși foarte costisitoare și ea, față de cea naturală. De aici provine și diferența foarte mare de cost. Cel mai faimos parfum din lume a fost creat în anul 1922 de către Coco Chanel și un chimist pe nume Ernest Baux. Acesta este cel mai scump parfum din lume. Cu mai bine de 50 de ani în urmă, oamenii de știință au descoperit că proprietățile unice ale sângelui acestui animal îl fac să poată determina dacă un produs medical este sau nu contaminat. Ne pare rău pentru acest scrap, dar binele umanității este pe primul loc, nu-i așa? Cu toții știm ce înseamnă LSD, dar mai probabil nu ne-am gândit niciodată că are un cost atât de piperat. Prețul acestui produs ajunge la $32.500 pe litru. O cobră legală poate ucide un elefant datorită vininului său extrem de puternic, fiind cel mai veninos șarpe din lume. Vininul cobrei legale conține o proteină unică, numită ohanin. Acesta este utilizat în forma unei analgezii care este de 20 de ori mai puternic decât morfina, fiind folosită în industria medicinală. Ei bine, vininul de scorpion este cel mai scump lichid din lume. Pentru un singur litru de vinin de scorpion este nevoie de peste $10 milioane. În vinul acestora se găsește o proteină ce se folosește pentru tratarea celor ce suferă de multiple scleroze, boală inflamatorie intestinului sau artrită reumatică. Prețul ridicat la acest venin se datorează greutății în procurarea acestuia. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să-l apreciezi cu un like și un share.